Cum a fost examenul? A fost trecut ușor, nu, nu a fost foarte greu. Vreun punct ți-a dat de cap? Cum? Vreun punct ți-a dat bătaie de cap? A, vrea subiectul 3, dar am făcut și acolo punctele, sub punctele A și B, care am încercat. Ești mulțumit de ce ai scris? Crezi că o să-l iei? Sunt sigur că o să-l iau. Cum a fost? A fost bine, ușor. Pe sigur am luat, de fapt. Ți-a dat vreun punct de bătaie de cap? Ce a fost mai greu? La partea a treia a fost mai greu. Trei n-am știut. Dar în rest a fost foarte ușor și chiar nu mai spun să fie așa ușor. Partea 1 și partea 2 ai scris tot? Perfect. Da. Tot, da. Crezi că o să-l iei? Da, asta. Foarte. Dar ca orice dificultate într-o materie. Credeți că o să-l luați? Nu cred. Mulțumesc. Cum a fost la examen? Mie mi s-a părut a fi ușor, a fi accesibil tuturor. Mi s-a părut că fiecare elev a putut să facă de minim nota 5, pentru că subiectele au fost accesibile. Cine vrea nota mare, tu o să-l iei? Da. Deci nu o să-mi fie frică, pentru că... A fost vreun subpunct care ți-a dat bătaie de cap? Sincer, da. A fost un singur subpunct pe care nu sunt foarte sigură. E și unul foarte ușor. Știți cum ne încurcăm la cele ușoare. Dar în rest a fost ok. Care era? Despre ce? Despre funcțiile sinus și cosinus. Ah, ok. Mersi mult.